Salutare și bine te-am găsit la citirea ta, draga mea fecioară. Această citire este pentru tine, pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în această zodie. Nu uita că este o citire generală, este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte probabil să nu vi se potrivească tuturor. Dacă îți dorești un extra conținut de calitate sau dacă dorești mai multe mesaje legate de zodia ta, nu uita că te poți alătura canalului meu de membri, Amos Membership. Acolo o să găsești un conținut lunar de calitate care îți poate oferi extra mesaje. Începem citirea ta. Și bineînțeles că vom începe cu un mesaj al îngerilor pentru tine. Pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în zodia fecioară. Ce repede a căzut. Bun. Hai să vedem. Mesajul pentru tine este acesta. Ascultă. Cred că ți-a mai picat la un moment dat această carte. Nu mai știu exact când, dar cred că ți-a mai căzut această carte. Îți voi citi imediat mesajul. Liniștește-ți mintea, dragul nostru, și primește asigurarea blândă că totul a fost luat în considerare. Rămâi într-o stare de liniște, receptivă, fără să-ți faci griji privind natura exactă a manifestării propriei dorințe. O minte liniștită și un scop liniștit ne ascultă repede și clar. Aceasta este rugăciunea noastră. Ascultă. Draga mea fecioară, aici există o rugăminte a îngerilor pentru tine. Și anume de a nu mai încerca să găsești acul în carul cu fân. Da? Este foarte posibil să te afli într-o perioadă în care cauți foarte multe răspunsuri, dar nu asta ar fi problema, ci faptul că aștepți ca aceste răspunsuri să vină foarte repede în viața ta. Și ar trebui să iei în considerare că dacă le-ai avea acum, să zicem, s-ar putea să te bulverseze. Da? Îngerii cred că încearcă să îți atragă atenția cu privire la faptul că ai nevoie de un moment de liniște, ai nevoie să nu mai gândești atât de mult, să nu mai analizezi atât de mult situațiile, să nu mai încerci atât de mult să cauți explicații pentru orice chestie, pentru că nu îți face bine. Asta înseamnă pentru tine tulburare. Și atunci când sufletul tău este tulburat, nu are cum să găsească o soluție. Da? Nu are cum să găsească o cale. Mi se transmite în momentul acesta faptul că este acolo ceva în interiorul tău despre care nu vrei să vorbești, este o apăsare, este o nemulțumire, este o stare melancolică, aș putea să spun, da? Parcă deodată așa ți-au venit toate frământările și frământări legate de copilăria ta, poate, sau legate de adolescența ta, sau, în fine, acțiuni. Simt că aici sunt și niște acțiuni legate de familie, frați, surori, părinți, da? Ceva ce cumva pe tine te tulbură. Îngerii își cer să rămâi într-o stare de liniște, să fii receptiv, fără să-ți faci griji privind natura sentimentelor tale, da? Să te duci așa foarte mult sau încerci așa să te duci în rădăcina problemei. Ok, câteodată este bine, știi, depinde de problemă, depinde de situație, dar aici simt foarte multă analiză, ca și cum te pierzi singur în gândurile tale. Trecem la citirea ta. Pentru toți cei care au soarele, luna, ascendentul în zodia fecioară. Voi extrage 3 cărți pentru trecut, 3 pentru prezent și 3 pentru viitor, bineînțeles cu clarificările de rigoare.
Avem o carte care a vrut să iasă din pachet. Ok. Bun. Hai să vedem. Trecut. Wow. Frumos. Bun. Pajul de bâtă este cartea care ți-a căzut prima oară, da? Cea din pachet. Și pajul de bâtă îți spune felul următor. Dacă vrei ca această situație să se schimbe în viața ta, dacă îți dorești cu adevărat ceva, atunci pajul de bâtă arată schimbarea, arată faptul că acțiunile tale au nevoie să se îndrepte către o altă direcție. Sau fii mai atent cu acțiunile tale. Este o carte care vorbește, bineînțeles, despre creativitate, vorbește despre înnoirea unor gânduri de ale tale și deschiderea aceasta pe care ar trebui să o ai poate pentru anumite persoane. Chiar dacă nu sunt de acord cu tine, chiar dacă nu împărtășesc aceleași credințe ca și tine, știi, contează foarte mult de fapt ce impact are omul respectiv în viața ta. Dacă nu are un impact direct în viața ta, nu cred că ar trebui să iei atât de mult lucrurile în seamă, da? În trecutul tău apropiat avem 9 de bâte, 3 de spade și pajul de monede. Aici cineva ți-a închis drumul. Cineva, sau poate chiar tu, ai trecut printr-un blocaj. Ai vrut să începi ceva, ai vrut să ai o anumită direcție, într-adevăr, dar lucrurile nu s-au întâmplat. Ori au întârziat, ori, repet, cineva ți-a blocat acest drum, cineva ți-a pus piedici, poate să fie chiar partenerul, soțul, soția, da? Aici există o durere, există o dezamăgire și această dezamăgire pe care eu o văd, în principiu, este legat de o dorință de-a ta. Deci de o dorință de-a ta foarte mare, dar voi extrage clarificări și îți voi spune despre ce este vorba. În prezentul tău avem Marele Preot, avem Faetonul, wow, și Arcana Majoră Puterea. Deci, draga mea fecioară, în prezentul tău există 3 arcane majore. Marele Preot, Faetonul și Puterea. Răspunsul tău este foarte posibil să vină de la o persoană foarte matură, de la o persoană foarte înțeleaptă, poate să fie chiar preot acea persoană, da? Simți nevoia probabil să-ți spui niște lucruri ție sau să vorbești cu cineva despre un anumit eveniment din viața ta, da? Deci sunt 3 arcane majore care arată credința, care arată dragostea ta pentru Dumnezeu, faptul că, da, perseverezi, mergi înainte, deși drumul ți se pare foarte greu, ți se pare anevoios, voi extrage clarificări. În viitorul apropiat avem 7 de bâte, 6 de monede și 4 de monede. Este ca și cum nu ai resursele necesare, sau cel puțin așa simți tu, nu ai resursele necesare pentru a pune în practică ceva, o dorință de-a ta, ce-ți dorești tu. Ori ai nevoie de mai mulți bani, ai nevoie de susținere, ai nevoie de protecție, indiferent cum ar fi, parcă încă te simți așa strâns cu funia, da? Doar că nu poți să acționezi, nu poți să-ți îndeplinești visul ăsta, nu poți să pui mâna pe banii ăștia. Pentru dintre voi poate să fie chiar un mic minus, să zicem, pe zona financiară în viitor. Hai să vedem care sunt clarificările. Pentru trecut, prezent și viitor. Ok. Trecutul tău, ca și clarificare, are Regele de Monede. Ia uite.
Cred că în trecutul tău cumva te certa cu șeful tău sau cu șefa ta. Aici vorbim despre o poziție de conducere, da? Este o carte care arată faptul că cineva te-a mutat probabil din poziția respectivă sau își dorește chestia asta, deja a discutat cu tine și, în fine, situația nu prea îți place absolut deloc, da? Vorbim despre o situație din trecutul tău. Te ca și cum parcă nu te mai simți conectat cu oamenii cu care tu lucrezi, parcă nu mai simți că faci parte acolo, parcă ești cumva între, nu știu, două lumi, îți dorești altceva, dar poate este foarte greu să găsești, da? Și îți dorești poate și o situație financiară mult mai bună. În prezentul tău avem acest doi de cupe care vine peste Marele Preot, Faetonul și Puterea. Permite-mi să spun că luna iulie pentru tine este o lună extrem de importantă în care se va decide practic drumul tău, destinul tău și se va decide de către tine, nu de către cărțile de tarot, da? Cărțile de tarot doar arată niște posibilități. Credința, în primul rând, te salvează. Relația ta cu Dumnezeu, da, te poate salva și, bineînțeles, să cauți sprijin în oameni care sunt spirituali, în oameni care sunt de lumină, în oameni care, într-adevăr, te pot ajuta. Ți se atrage acest semnal de alarmă cu privire la cercul de oameni în care faci tu parte, da, anturajul. Deci ai foarte mare grijă. Iar ca și clarificare vine cu doi de cupe și permite-mi să spun că cei care sunt singuri, da, vor găsi pe cineva. Aici vorbim despre o conexiune foarte frumoasă, extrem de interesantă, care vine și pune bazele unei relații foarte frumoase pentru tine. Iubire, conexiune, prietenie, eliberare, rac, scorpion, pești, mi se arată, mai poate fi berbec, dar foarte puternic zodia rac, să știi. Iar în viitorul tău avem pajul de spade. Da. Pajul de spade, ca și clarificare pentru celelalte cărți, vine și îți atrage semnalul de alarmă și îți spune: vezi că această curiozitate te poate determina să mergi practic într-o altă direcție și câteodată este bine să fii curios, câteodată nu. Vorbim despre cunoaștere, vorbim despre citit, vorbim despre curs, vorbim despre faptul că încerci să găsești soluții la situația ta financiară, dar vrei cu adevărat să faci această schimbare în viața ta. Parcă vrei să-i dai un restart, vrei să o iei de la zero. Draga mea fecioară, eu te încurajez, sunt alături de tine, sunt cărți foarte bune, să știi, care ți-au ieșit pentru luna iulie și sper ca toate aceste mesaje să te fi bucurat. Până data viitoare îți doresc toate cele bune și nu uita să ai foarte mare grijă de tine.